Este corect să pun semne pentru a afla dacă băiatul pe care îl plac e potrivit pentru mine? Semne de circulație sau ce semne? Nu știu, așa zice semne. Da. Haideți să încercăm să vedem ce este foarte clar în Scriptură. Care e prima condiție? Spuneți-mi câteva condiții care sunt foarte clare în Scriptură când e vorba de căsătorie. Să fie în Domnul. Ce înseamnă asta? Cum? Să se teamă de rău, să tem de... Hai, de cât e să temă ăștia? Eu pe varianta asta m-aș duce, sper că nu vorbim limbi străine, și băiatul și fata să fie persoane născute din nou. Amin? Deci să-i aparțină 100% lui Hristos. Ei, în mod inevitabil, când vorbești despre o persoană născută din nou, ar trebui să vorbești despre o persoană matură, bănuiesc eu, nu? Aici îmi place iară că noi credem în minuni. Două persoane imature au o relație foarte matură. Știi că la noi prieteniile se poartă așa, pe la 11 ani, 12 ani, adică dacă la 14 ani n-ai avut niciun prieten, e tragedie mare. Dacă până la 16 n-ai avut niciunul și bunica intră în criză. Și îți mai trimit ea SMS-uri, maică, dar mai du-te și tu pe la tineri, mai fă-te vizibilă, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Da? Adică, nu, cunosc eu bunice, da? Deci, ar trebui să vorbim în mod obligatoriu despre nașterea din nou. Întrebarea mea pentru voi, dacă ați vrea să începeți o relație cu cineva, vă interesează cum s-a produs nașterea din nou în viața celuilalt, a celelalte? Da? Și cum aflați? Cum? Documentare, da? Ori intri pe site-ul bisericii și vezi când s-a botezat el, ce mărturie au avut, ori întrebi pe păstor, pe lui de tineret, pe baba de nu știu unde, da? Dar cum ar fi să-l întrebi pe el? Tot documentare e. Dar fii atent că e foarte riscant. Ca să fie mai ușor, dar nici aici nu-i sigur, i-am recomandat la unul, că zic, păi zic, uite, dacă ieși cu ea la un ceai, prima te povestește-i tu cum te-ai pocăit, cum te-ai împăcat cu Dumnezeu, toate astea, și după asta, așa, entuziasmat, după, întreabă, da, la tine cum a fost? Mă sună ăsta, frate, o leacă că nu m-a pocnit. O zic, ce sunt turvinat, așa, și sunt unecat, că ce m-a întrebat? Zice, după ce am spus tot, la... și cred că s-o lua și-o plecat. Eu am zis, aleluia, slăvit să fie Domnul, bine că o plecat acum. Deci, bun, naștere din nou, maturitate, e suficient? O întrebare ajutătoare. Când caut voia lui Dumnezeu, îmi folosesc mintea? În ce sens? E pe gustul meu, nu-i pe gustul meu? Mă interesează din ce familie se trage, ce nume are? Mă interesează dacă în familia respectivă ea a fost aia ascultătoare sau a fost căprița familiei? Adică, dacă aș fi băiat, pentru mine ar fi curios să aflu să-mi spună cineva, frate Iuga, din neamul ei, asta e singura nesupusă. Ea nu s-a supus nici lui maică-sa, nici lui taică-sa, la grădiniță nu, la școală nu, directorul nu, păstorului nu, comitetul bisericii. Eu a zice, no, asta o să fie cea mai supusă nevasta mea, pe asta mi-o dă Domnul. Dar mintea unde mi-a fost? Păi dacă ea în sânge are nesupunerea, ce credeți, că o să-mi fie supusă mie? Nu, ascultă. Iar dacă vă ziceți că Dumnezeu face minuni, să le facă înainte de altar. Deci dacă ar fi pe gustul meu din toate punctele de vedere și n-ar fi supusă, nu, ar avea o problemă cu supunerea, de dragul ei aș aștepta un an de zile să văd dacă Domnul face minunea. Și dacă nu o face înainte de... Da... Ca să nu cânte după aia, o, Iisuse a mea cruce. No, unde eram noi? Cu semnele. Cu semnele, da. Bun, când, ce semne vreți și când să fie? Că bănuiesc că nu putem pune semne unde lucrurile sunt foarte clare. Dacă nu-i pocăință, dacă nu-i maturitate, dacă nu-i pe gustul meu, dacă nu, ce semne se mai pun?
Eu văd, dacă vreți, la Gedeon, cum înțeleg eu că pun el semn. Dumnezeu îi cere să facă ceva. Din punctul lui de vedere, este prea frumos să fie adevărat. Eu să fac o asemenea lucrare, ca nu cumva să zică, băi, Viorele, atât am frământat pe mine lucrarea lui Dumnezeu, și el spune, Doamne, e prea frumos să fie adevărat ca Tu să mă folosești pe mine, ca să fiu sigur că e voia Ta, pun un semn. Dar nu pun semn să fiu împotriva voiei Tale. Pun un semn pentru că vreau să ascult de Tine. Deci eu a zice, dacă din toate punctele de vedere băiatul și fata corespund și tu mai vrei ceva în plus, pune un semn înaintea Domnului. Cum ar fi, Doamne, dacă e pentru mine să-și rupă piciorul. Păi dar nu râdeți, auzi frate, cum să roagă o fată? El nepocăit, ea pocăită, știi, îi plăcea de el. O să, Doamne, uite ce vreau să te rog eu. Dacă e pentru mine să se pocăiască, dacă nu e pentru mine să nu se pocăiască. Eu am zis, tu îl trimiți în iad pe direct. Păi de ce dacă nu-i pentru tine? Tot să se pocăiască, nu? Deci astea cu ruptul gâtului, piciorului, roagă-te pentru tine. Doamne, dacă e de la tine, fă să dau cu capul de perez, nu? El să-i dea cu capul, da? Să pice el examenul ca să pricep tu semnul, da? Deci eu așa am înțeles și am văzut și la alții, semnul ar fi ultimul lucru, nu primul la care mă gândesc. Când din punct de vedere biblic, logic, sentimental, toate sunt bune, eu să spun, Doamne, după câtă minte mi-ai dat, după cât cunosc Evanghelia, după ce îmi spun frații și surorile, totul se aliniază perfect. Dar pentru că, Doamne ferește, pot fi și necunoscute pe care nimeni nu le știe, atunci aș vrea să îmi confirm sau să mă îndepărtez. Dar nu aș începe cu semnele, aș începe cu rugăciunea, cu Biblia și cu toate celelalte. Că dacă începeți numai așa cu semne, ați auzit pe cineva să ceară un semn de la Domnul dacă să se culce cu mireasa noaptea anunță sau nu? Păi nu, că dacă merem tot pe semne, atunci merem pe semne. Doamne, aș vrea să mănânc trei sarmale, dăm un semn, le mănânc sau nu? Hai să fim oameni serioși. Adică știți la ce mă gândesc eu? Să nu luăm în deșert numele lui Dumnezeu. Să-L punem pe Dumnezeu că nu vrem noi să ne facem tema de casă. Încă o dată, Dumnezeu ne-a dat Scriptura, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, Dumnezeu ne-a dat exemple. Pentru asta trebuie munci, trebuie citi, trebuie... Dacă le-ai făcut pe toate astea, atunci, da, Dumnezeu te va ajuta. Altfel, Doamne, s-o văd eu acum în rochie albastră, că eu nu vreau să fac nimic. Numai rochie trebuie să arate Domnul de tătă ziua până la 80 de ani. Scuze. Bun, deci în următoare, că vă coroboră destul de multe. Următoarea întrebare. Cum opresc anumite obiceiuri rele pe care le-am văzut în familia părinți și nu vreau să le repet în familia mea? Le oprești. Păi înseamnă că e destul de mare, își dă seama că sunt rele și spune, Doamne, în puterea Ta, ajută-mă să scap de asta. Gata, deci trebuie luate hotărâri, nu așa, că iară, Doamne, ajută-mă Tu. Atâtea de mult le aruncăm. Doamne, vreau să fac. Eu îmi fac parte, Dumnezeu te va ajuta. Le oprești. Bun, ți le treci pe hârtie, ți le lipești pe pereți, nu mai vreau să fac asta, nu mai vreau să fac asta, scurt. Bun, perfect. Și ți iei și un prieten, îi spui, băi, trebuie să mă las de trei lucruri, da? Tu ești prietenul meu, să mă întrebi o dată la două zile, la trei zile, bă, ai mai făcut chestia asta? Că poate până e rușine, Domnul, e rușine de tine, știi? Deci iar mă întreabă ăsta, bă, și șapte ore să-i spun că nu mai m-am lăsat. Dar care ar fi obiceiul rele la băieți? Păi nu știu. Pierde vreme pe telefon în biserică. Ceva de genul. Oh, simplu, îți lași telefonul în mașină când vin în casa Domnului și te-ai scăpat de obiceiul rău. Nu ar fi bun? Da. No, să-mi scrie pe e-mail concret că îi dau eu sugestii, sfaturi. Ați înțeles? Da. Voi eu oriunde, zi. Există ca un cuplu să fie prea tânăr pentru căsnicie? Ce înseamnă prea tânăr pentru căsnicie? Nu, no, frate Iuliu, prea tânăr. Imatur. Păi frate, așa unii n-ar trebui nici la 40 de ani să se însoare. Să nu se însoare, că n-au minciuță de... Voi râdeți, dar voi fiți atenți la mamele voastre când spune câți copii au, să vedeți că multe spun unul în plus. Se referă la taică-tău. Da, că zici că la bărbați numai jucăriile sunt mai scumpe.
Ei tot, că înainte erau cu tractoraj, acum sunt cu drone, cu figuri. De la, da. Da, deci noi vorbim de maturitate, e foarte greu, pentru că sunt tineri care, prin circumstanțe, familie, prieteni, biserică, etc., bucurii sau greutăți, se maturizează mai repede. Dar eu bănuiesc că nu vorbim niciunul de vârsta legală, măcar de 18 ani, nu? Să știți că m-am gândit la chestia asta cu 18 ani, cu maturitatea. Eu nu cred că societatea așa s-o trezi câțiva noapte la 18 ani. Eu cred că au fost psihologi cu tare, toți care au analizat, fără Dumnezeu. Și au spus, băi, cam la vârsta asta ai putea spune că... Acum, nu știu, căsătoria e chiar o chestie serioasă. Deci căsătoria nu înseamnă sex non-stop și gratis. Că după ce o să vă căsătoriți, o să vedeți că nu e nici non-stop, nici gratis. Dar nu-mi cereți detalii. Căsătoria înseamnă să o iubești, să o rabi, să o asculți, să îl suporți când nu s-o spălat pe dinți, să-l trimiți să se spele pe picioare. Multe chestii la căsătorie care... După asta vine copilul, să crești copilul, să nu dai cu el de păreți că nu poți vedea tu meciul și alte chestii. Știi? Deci înseamnă maturitate, responsabilitate și așa ar trebui să privim viața de familie. Și atunci eu zic, dacă ți le asumi pe toate astea, că oricum vor fi și necunoscute, la o anumită vârstă, ești gata de căsătorie. Dacă nu ți le asumi... Deci nu mergeți pe varianta asta, care o vreți unii, să profitați de toate cadourile familiei, dar să nu vă asumați nicio responsabilitate a familiei. Ele vin la pachet. Vrei bucuriile familiei, vrei responsabilitățile familiei. Din experiența mea, și asta înțeleg din Biblie, există bucuriile famenului și bucuriile familistului. Există problemele tinerilor necăsătoriți și problemele familistului. Întrebarea, care le vrei? Recomandarea mea, câtă vreme Dumnezeu te vrea la singular, poartă crucea la singular și bucură-te la singular. Când Dumnezeu te vrea acolo, atunci spui, în voia lui Dumnezeu e mai bine familist. Dar toate vin la pachet, și unele și alte. Nu mai fiți aerieni, că vin numai bucurii, da? Și aș mai avea o recomandare, iar, dar știu că asta e foarte grea din punct de vedere a sănătății, că am întâlnit părinți care au avut vise mari cu copii, în fine, s-au îndrăgostit fata, s-au îndrăgostit băiatul, au lăsat și facultatea și minuni și cu tare, știi, toate investițiile părinților. Și părinții ar fi vrut, băi, hai cumva să le împăcăm și pe una pe alta. Vrei neapărat să te măriți, dar termină și școala, că mai ai 2 ani de școală și nu ești tot una, că-i fi doamna doctor sau așa la. Și au zis, mă, stați cu noi, vă dăm tot etajul cu tare, promitem că nu urcăm la etaj, vă dăm cheie, dacă stați cu noi, mai fac eu 3 sarmale cu tare ca tu să faci. Și știi ce-o tinerii? Nu, că nu o să ne plătiți chirie separat. 1.000 de euro, frate, să le ia chirie separat, are etajul gol tot, vrea să-i facă și cu tare să facă școală, și ei nu, ei cu avioane în cap, du-te tu pe chirie, pe banii tăi, pe banii lui, Doamne iartă, mă, că o zis unul, zice, ăsta n-are banii să meargă la liceul public. Și el vrea să se însoare și are avioane în cap, da, tu mai oprește-mă din când. Bun, bun. Următoarea, este păcat să nu dorești să ai copii? Este căsnicia fără copii un păcat? Stai că ai pus 2 întrebări. Dacă încep cu ultima, așa, da. Deci dacă încep cu ultima, dacă ești căsătorit și nu poți avea copii, cum poți să spui că e păcat? Nu-ți dă Dumnezeu copii sau nu-ți dă încă? Nu poți să fie păcat dacă asta a hotărât Dumnezeu. Prima parte este păcat să poți avea copii și să nu-ți dorești. Lasă să se referea că nu dorește să aibă copii. Dar de ce nu dorește? Nu știu. Pentru că eu și aici aș vedea lucrurile... E foarte complex. Îmi cereți pe e-mail cartea Tolba cu săgeți. Pe V-Yuga oriunde, scrieți, trimiteți și încerc să găsesc PDF-ul să vă trimit. Într-un fel aș începe să privesc lucrurile. Dacă ați venit și ați spune așa, frate, noi ne căsătorim, dar ați zis cu copii, am văzut și la sorul meu și la frate, bă, frate, eu nu-mi bat cu... Ăștia, nu-mi stric eu viața. Nu strici viața, rămâi nemăritată, da, exact mai înainte v-am spus. Dar dacă ar veni cineva și ar spune, frate, suntem în anul 4 la medicină amândoi, am ales medicina pentru că vrem să mergem misionari în Africa și
No, după mintea noastră, dacă Domnul ne-ar ajuta să terminăm facultatea, că dacă vine un copil și trebuie să îngheți un an și apoi mai vine a doilea și mai îngheți un an, mă tem că misiunea o fi în vece vecelor, amin, nu știu ce și toate astea, ai putea lua în discuție. Deci dacă e ceva vis-a-vis de voia lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu pentru tine, deja zic că am putea începe discuția. Dacă este o chestie pur egoistă, se schimbă lucrurile. Da, vă dau materialul citit ca să... Tu ce te scarpini în cap? Ce-o lua pe duche, da. Bun, următoarea. Cât de mult îmi pot cunoaște partenerul înainte de căsătorie, în condițiile în care mi este frică să nu se schimbe după? Oricum se schimbă după. Deci nu trebuie să-ți fie frică, că oricum se schimbă. Adică nu, e vorba e altfel, știi că... zice cam așa, că toate fetele speră că băieții după căsătorie se vor schimba și ei nu se schimbă. Și toți băieții speră că fetele după căsătorie să nu se schimbe. Da, deci oricum ne schimbăm, pentru că ne maturizăm, ne cutare și toate celelalte lucruri. Cât de mult pot să-l cunosc înainte? Depinde ce faci. Deci, încă o dată, depinde când ai pornit o relație, depinde pe ce principii pornești o relație, un lucru care mă deranjează pe mine și se văd roadele, că unii și când încep să vorbească, ei nu vorbesc, ei se pipăie, frate. Și frate, dar noi ne-am cunoscut, 8 ani am discutat, bă, n-ați discutat, tot v-ați pipăit să vedeți unde e clavicula, unde e cervicala, unde e cutare. Și ascultați, cel puțin băieții, când le dați voie la chestii din astea cu masajul, ei ca ăla din proverbe, cu boul la măcelărie, ei nu mai gândesc nimic. Păi tot asta interesează, nu mai interesează nimic. Și atunci te trezești că după 8 ani de pipăit suntem doi străini. Eu zic, lăsați pipăitul după, de asta înainte, dacă ai pus întrebări și vis-a-vis de asta și asta și asta și le-ai discutat, îl cunoști pe cealaltă cât poți să-l cunoști. Dacă n-ai întrebat nimic, după asta... Îți dai seama că aia nu știu, aia nu știu, aia nu știu, eu nu știu că ăștia în familie tot a doilea au fost sclerozați, a treilea lovit cu, dar știe tot satul, numai tu nu știi, știi că, na. Pe de altă parte, sfatul meu este, când intri într-o, înainte, nu, sfatul meu, dacă ar fi, înainte de a intra într-o relație serioasă, cum ai zis, să faci tot research-ul care e necesar, da? Toată documentarea, da? Păi de ce să te duci tu? Și mai ales să știți că se contabilizează, voi nu contabilizați. Dacă tu faci research-ul tot public, știi, seara asta ieși la ceai cu unul să faci research, mâine seară cu tare, pe lista noastră al ăștia mai bătrâni, cum crezi că apari? E asta care face research în fiecare săptămână cu trei. E curată ca lacrima, numai ea jumătate din Oradea tot face research, știi? Sfatul meu e, fă tot research-ul care îl poți fără ceai. Ai tu toate antenele tale. Când ai făcut un research și ajungi, bă, ăsta chiar ar fi ce trebuie cu tare și deja îți permiți o chestie, o apariție în public și mai pune și el o poză că nu știu ce știi, că doar trebuie să laude la aia să le facă în ciudă, da? În momentul ăla încep cu întrebări serioase și lui. Bă, eu din ce am făcut research până acum, am aflat lucruri bune despre tine. Ce trebuie să mai aflu? Spune-mi tu ca să nu găsesc eu, știi? Vezi măcar dacă ai cinstit. Și spune-ți, mai spun trei care n-ai avut de unde să le afle și vezi dacă mai ești mâine cu mine, da? Ei, după ce ai făcut toate astea, pentru că unul singur cunoaște viitorul și ne cunoaște, eu atunci aș veni iarăși înaintea Domnului și aș spune, Doamne, din punctul meu de vedere lucrurile sunt ok, dar tu care? Ce trebuie să știți? Că vorbim de băiat și de fată, ei chiar ar putea să vă promită unele lucruri, dar ei vă promit prin credință că ei nu au fost în anumite situații. Și dacă n-ai certitudinea și binecuvântarea Domnului, s-ar putea după 3 luni de zile să plângă în fața ta să spună, fată, eu când am zis, am fost sincer 100%, chiar am crezut că voi face. Și acum ajung la concluzia că nu sunt stare. Adică eu vă întreb, când Petru i-a promis lui Iisus că merge la moarte, a fost serios? Și ce-o constatat? Că nu s-o cunoscut bine. Și că într-o anumită conjunctură s-o surprins pe el însuși. Și atunci dacă mergi numai pe mâna celuilalt, ești la mâna celuilalt, te duci pe mâna Domnului, îți asumi.
Deci cunoști cât de mult, dar tot pe mâna Domnului te duci. Exact. Poți să înțeleg... E de acord cu mine. E mare lucru. Poți să înțelegi a intra într-o relație fără să fii îndrăgostit? Adică dacă după o anumită vârstă parcă ignori sau suprimezi primii fluturași și te blochezi pe analiză? Băi, nu trebuia să mă întreb pe mine. Deci eu, ca să vă spun la modul sincer, eu n-am crezut că o să-mi placă vreodată de vreo fată dacă nu o să mă impresioneze fizicul ei. Bine, pocăit am fost, stați de niște zi. Deci pe mine caracterul m-a interesat, dar nu numai la fete. Eu nu țin pângă casă nici câine urât, nici găină urâtă, nici vacă urâtă. Deci eu nu țin, eu singurul urât la casă la noi sunt eu. Deci, domne, nu țin nimic urât. Asta am fost de când am fost. Normal, dacă nu ții nici mâță urâtă, cum să ții nevastă urâtă? Și convingerea mea a fost că eu o să mă îndrăgostesc de o fată care o să mă impresioneze fizic. Ca să-mi dea Dumnezeu o lecție, eu, în prima fază, nu mi-a plăcut de Didina din punct de vedere fizic. Nu a fost pe gustul meu. Ea cumva m-a cucerit cu interiorul ei. Și chiar i-am scris lui frate meu, s-a urât toată, bă, am găsit una, zic, nu-i prea frumoasă, dar, bă, o fată faină. Ăla trimis de maică mea, a venit imediat să cerceteze, știi, na. Ăla după ce a venit, s-a uitat în biserică, pe cotar, zic, băi, Verele, eu nu știu cum zici tu că nu-i frumoasă. Eu nu văd alta mai frumoasă ca ea. Stai, mă, zic, că de atunci m-a luminat. Deci până într-o zi, când eu chiar am luat hotărârea că merită să investesc în fata asta, eu n-am fost impresionat de frumusețea ei. După ce eu am văzut valorile ei interioare și tot, zici că mi s-a luat un văl de pe ochi, m-am uitat, am zis, bă, eu am fost orb până acum. Tu, vai, cât de faină, știi? Eu cred că Dumnezeu mi-a dat o lecție, da? Sunt de acord că Dumnezeu poate începe ori cu una, ori cu alta, deși natural e la ce izbește ochii, dar a spune niciodată să nu te căsătorești dacă pe parcurs nu-ți pică solzii și nu-ți place de el sau de ea. Cu ce încep e mai puțin, depinde ce vrea Dumnezeu să te învețe, dar până când ajungi la altar trebuie să fie clare amândouă. Adică trebuie să fie pe gustul tău și... Bun. Nu, eu am fost curios așa, dar nu pot. Dar mă gândeam la nunți, dacă i-aș întoarce pe dos, pe miri, oare tot așa ar fi de fain? Știi că pe din afară atați de fain și de tencuit și de vopsit. Dacă i-aș întoarce pe dos numai 5 minute, ar mai fi nuntă sau ar fi priveghi? Bine, astea e frământările mele, tu dai cu întrebările tale. Ok. Întrebe binecuvântarea părinților ca să mă căsătoresc? Nu! No! Dar ce treabă au părinții, băi? Dar ce, ei te-au întrebat când s-au însurat ei? Le-ai dat binecuvântarea? Așa îmi plac chestiile astea în biserică. Dar cine sunt părinții? Părinții cine sunt? Bănuiesc că niște haiduși din ăștia care habar n-au nicio treabă. Sper că nu vorbim de părinți credincioși. Doamne, cât am mușcat și eu. Vin doi tineri la mine, știi? Păi când ne prostesc unii, numai Domnul ne scoate. Frate, știți că o să părinții noștri nu o să vină la nuntă, știți că și așa nu i-a plăcut că ne-am pocăit, nu știu ce. Îmi vine mie o idee, știi? Ia să urc eu în mașină, erau 60 ceva de kilometri. Am înțeles că el venea dintr-o familie de ortodoxi, oameni de biserică, nu? Părinții nu au fost super încântați când s-a botezat el, în fine, și mă duc eu, caut în localitate, știi, așa, spășit, bună ziua, bună ziua, Doamne ajută, și încep eu, Domnul, Doamne, uitați, știu că vine, am înțeles că vor copiii să se căsătorească și dumneavoastră nu o să veniți la nuntă, zic, acum, hai să vă întreb, dacă el s-a pocăit și și-a făcut relația cu Dumnezeu, nu vi se pare normal să ia o fată credincioasă cu tare? Mă ascultă aia, oameni deștepți, numai eu eram spiritual, știi? Mă ascult așa, că... Zic că, domnul pastor,
Noi nu suntem păgâni. Noi suntem oameni cu teamă de Dumnezeu. Pe noi nu ne deranjează că s-o pocăit. Pe noi ne deranjează că nu-i pocăit niciunul. Din, măi, mi-au spus câteva lucruri, au făcut din mie sac de box, așa frumos. Mi-am cerut iertare și m-am dus înapoi la oraș. Zic, păi, ia veniți voi încoace. Păi, de ce nu vin părinții? De... Dacă o ai acum, am pică, frate, am fost nervos. Bă, nu vii rușine obrazului, mă. Mă faceți voi de cacao. Deci, întrebarea mea, și dacă n-ar fi părinții pocăiți, chiar sunt oameni sălbatici, de ce nu-ți dau binecuvântarea? Din pricină că ești prea pocăit, că ești al lui Hristos sau că ești figurant și cu figuri în cap? Asta ar fi o mare întrebare. Dacă vorbim și de părinți pocăiți, dragilor, am o frământare, niște părinți pocăiți care au și ei Duhul lui Dumnezeu în ei, care știu Scriptura. Voi chiar credeți că părinții vor să vă nenorocească sau cum? Sau voi credeți că noi părinții vrem să vă ținem cu noi toată viața? Dar noi am vrea să scăpăm de voi cât mai repede, dar nu oricum. Adică noi am vrea să vă măritați bine, nu numai să vă măritați. Am vrea să vă însurați bine, nu numai să vă însurați. Și atunci, întrebarea, ce ați discutat împreună? Cât de bună e relația voastră? Sunteți voi rigizii care nu cedați nici cum? Pe ce nu vreți să-i băgați nici cum în seamă când vă sfătuiesc ceva? În cel mai simplu caz, știți ce poate fi uneori piedica părintelui? O lucrare pe care o folosește Dumnezeu să nu te măriți anul ăsta. Că tu ai vrea să te măriți, dar încă nu ești iar coaptă 100% și Domnul cum să... O face pe maică ta să nu fie de acord. Că Domnul știe că tu ești fată cu bun simț crescută și spui, frate Iuga, eu m-aș mărita, dar mama, Domne, mama m-a crescut, mama mă iubește și de dragul lui mama, mai postim, ne mai rugăm, mai așteptăm și pe la toamnă vine maică ta și zice, văi, dar când faci nunta, că abia aștept cu tare. Deci Dumnezeu poate folosi și chestia asta, am văzut-o în multe cazuri. Altfel, întrebarea mea este, de ce nu discutați împreună, care sunt adevăratele motive? Iar dacă în final nu vă descurcați, ne chemați pe noi, pe păstori, să discutăm cu voi. Că s-ar putea să vă spunem ceva tinerilor, s-ar putea să spunem ceva părinților. Că acum noi ne permitem cu părinții voștri. Și dacă părinții vin și îmi spun, frate Iuga, băiatul e bun, n-avem ce să-i zice nimic, e de omenie, e cu școală, e bineam bun, dar nu a donat 300 de mii de euro. Apoi spune eu lui maică, dar nu-i poți spune, nu te tem de Dumnezeu. Bucură-te că i-a donat tu și bucură-te că fata au găsit un băiat de milioane, că vagabond sunt destui cu bani, asta îți trebuie, las că aici e partea noastră dacă nu vă descurcați. Dar nu concep tineri pocăiți și părinți pocăiți să nu se înțeleagă și tu să te bucuri la nuntă și maică ta să plângă. Dar în general se rezolvă cu un pic de înțelepciune din partea tuturor și unde trebuie intervenim și noi... Și lucrurile bune. Ok. Mai este binecuvântat o căsătorie dacă înainte de căsătorie cuplul a trăit împreună? Amă, tu ce vrei să zic? Păi, nu. Întrebarea. A, e întrebare. Dar cum pot să opresc eu binecuvântările lui Dumnezeu? Întrebarea mea este ce fel de binecuvântare vreți? Că eu văd binecuvântările lui Dumnezeu pe pachete. Dacă mă întrebați, binecuvintează Dumnezeu tot oamenii? Da, El dă ploaie și peste unii și peste alții, suflă vântul și peste... Asta o vreți voi. Deci dacă vorbim de niște binecuvântări generale, păi le dă Domnul și la musulmani, și la budiști, și la confucianiști. Dumnezeu are binecuvântări și pentru păcătoși, care are binecuvântări în Hristos, să-i ajute la pocăință. Senzația mea este că voi vreți pachetul ăla special. Nu știu cum să vă spun eu, dar pachetul ăla special, Dumnezeu îl dă la persoane speciale, că e drept. E greu de priceput, dar e ok. Acum nu mă puneți pe mine să cântăresc eu ce binecuvântări vă dă Dumnezeu. Dumnezeu oricum va binecuvânta pe tinerii care s-au pocăit, își refac viața și o să vă mai spun ceva. Binecuvântările lui Dumnezeu o să fie categorii peste meritele voastre. Să nu vă intereseze binecuvântările lui Dumnezeu, să vă intereseze să fiți în voia lui Dumnezeu.
că Dumnezeu are grijă de binecuvântări. Nu trebuie să-i spunem noi să ne le dea. El știe să ne le dea, n-a rămas dator niciodată și nu minte pentru nimeni. Ce îți promite Dumnezeu întotdeauna se împlinește. Amin. Cât a trebuit să dureze perioada de pretenie? Acum, dacă încep de la 3 ani, ar trebui să dureze până pe la 20. Nu știu, nu. Depinde când se uită după... Și aici e greu, pentru că noi nu avem norme, nu avem norme nici în Biblie, nici în viață. Iei două cazuri, da? Sunt doi copii care au crescut în aceeași biserică, au fost împreună la școala duminicală, au fost împreună la grădiniță, au fost împreună la școală, au fost împreună la liceu pentecostal, la post-liceală pentecostală și acum i s-au deschis și lui ochii și au văzut că asta e și deșteaptă și frumoasă și spirituală. Ce să-i mai dau 20 de ani? Că ei până acum probabil... gândindu-se că niciodată nu vor fi prieteni sau ceva, și-au povestit tăte și vrute și de vrute, știi? Acum zic, apucă harul astăzi, frate, adică îi dau cu harfa, știi? Ăștia în 3 luni trebuie să fie căsătoriți, n-au ce aștepta. Alții care nu știu nimic unul despre altul, cum să-i bagi pe foc automat? De nou, depinde de vârstă, de maturitate, de felul în care duce Dumnezeu lucrurile. Dar eu nu sunt pentru lucrurile foarte lungi. Pe vremea noastră a bătrânilor erau vorbea asta, boală lungă, moarte sigură. În generația mea, eu am făcut o greșeală foarte mare. M-am logodit pe 14 aprilie, uite-mă că țin minte. Păi cum să nu țin minte? Și m-am însurat pe 28 mai. Doamne, puțină minte am avut. Voi știți cât a fost din 14 aprilie până în 28 mai? Fuuu! Era mult mai deștept dacă o veneam pe 14 mai. Sau... Da, da. Da, nu știu, în cazul fiecare. Acum, dacă ții unul din ăsta cu două viteze, lui trebuie 7 ani până trece strada să se aducă o floare. Lucrurile nu trebuie făcute nici pe grabă și lucrurile nu trebuie nici tălâmbe până podul de piatră a venit altul și s-a luat-o, știi? Păi cu pumnii goi tu pleci din lume. No, bun. No, următoarea întrebare. De-abia terminăm facultatea și ne punem pe picioare. Variantele sunt amânăm nunta până strângem bani destui sau ne căsătorim cu o nuntă micuță. Ce facem? Vă căsătoriți cu o nuntă micuță? Ferească, domnul, ce să amânați? O nuntă micuță, frumoasă, și în pandemie, că mă întreba unii, o zic, frate, numai o persoană, zic, trebuie să fie Domnul prezent, tu, mireasa și părinții, dacă pot, ai găsit fata, n-aștepta o zi. Cum adică să, ce, să până pun bani pe picioare? Lasă să se bucure. Deci ăștia că-s cu facultate terminată, tot, își au o chirie, dacă îi pot ajuta părinții, slăviți să fie Domnul, dacă nu, încep frumos, de unde încep și asta este. Chiria ca și nunta micuț. Băi, știi ce prostie am făcut? Eu atâtea prostie am făcut. Am vrut să scriu o carte, cel mai greșit dintre familiști, da? N-am vrut să... Da. După ce ne-am căsătorit, în fine, în povestea, ne-a ajutat cineva, frate, să ne cumpărăm o mobilă. Dar banii au fost puțini și m-am dus eu cu pile, că așa era atunci, nu știu ce. Am găsit un frate care lucra la mobilă și am găsit o mobilă care mi-a plăcut. Mi-a plăcut patul, că e mare, frate, și lat. Și eu am fost... Deci noi când am crescut 4 băieți, de ce nu aveam probleme cu somnul? Că nu încăpeam numai 2 așa, 2 așa. Știi, și când ne băgam picioarele în nas la celălalt, îl anesteziam pe loc și noapte liniștite. Păi, și acum am zis, dacă mă însor eu și cu tare, să am eu pat mare, frate Liviu. Greșeala vieții mele! Pe când ne supăram unul, ea era într-o margine de pat, eu dincolo, printre noi putea trece acceleratul. Pătuțul trebuie să fie cât de mic, oricum te-ai întoarce, să fie tă lângă tine. Încă dacă ai putea și să o ții în brațe să nu pice, și că țină-mă că pic din pat, așa trebuie să-ți iei unul, nu? Ți-ai luat și tu de mastodon din ăla, king size, eh? Ia asta râs tu în culori acum cu mine. Du-te, taie-l în două. Scoate salteaua. Vrei să-l schimb? Fă-mi-l mie cadou în numele Domnului și ia-ți unul micuț. Sper că e pat bun, nu? Dă-l la mine, că am nevoie de unul, da. Ok. Ce învățătură ne dă Biblia în cazul în care... Casa, că poți scrie chiria micuță, patul micuț, dragostea mare, da. Exact. Ce învățătură ne dă Biblia în cazul în care ea e mai mare cu mai mulți ani decât el? Da, băi, e șansă să meargă căsătoria bine.
că îl conduce cum trebuie și gata. Asta nu pentru el atât e problema, pentru ea e problema, dacă își ia un bebe din asta să-l schimbe scuze și toată viața. Nici aici nu avem, în mod normal. Dar observația mea, știți când e diferența mare de vârstă? În prima etapă a vieții și în ultima etapă a vieții. Când tu ai un an și el are 5, frate, 4 ani, diferență foarte mare. Când tu ai 24, el are 28, aproape nimic. Când tu ai 34, el 38, nici că se vede. Da, acum când aveți 94 și 98, s-ar putea să fie diferența de 2 metri. Pe centura la Oradea, da. Adică unul mai jos cu 2 metri sau depinde unde îl facă. Da, acum dacă voi... Vedeți, eu pun foarte mare accent pe călăuzirea lui Dumnezeu, că doar Dumnezeu le știe. Eu nu știu dacă o să aveți 80 de ani de căsătorie sau 20. Păi frate Iuga, acum suntem bine, sănătoși, frumoși amândoi, ne ține Domnul 20 de ani împreună, n-ajungem să îmbătrânim niciunul, ce contează 2-3 ani, 7 și nu știu ce. În general, pentru cazurile excepție, v-am spus, e vorba de o călăuzire de excepție. Când vorbim de ani, atunci nu... Bun, mai sunt ăștia care, deci dacă ele și-au mai tineri ca ei, nu-i nicio problemă. Că îi îmbătrânesc ele în câțiva ani, el îi tataie pe lângă ele, știi, na? Și mai e și chestia asta, băi, sunt fete, asta nevastă mea. Deci nevastă mea o vreme, dar nu datorită mie. Domnule, zici că era mireasă. Păi nu vreau să vă spun că am fost la conferință, nici nu mai știu când am fost, și stăteam la masă acolo după conferință și vine o puștoaică din asta lângă nevastă mea, zice, tu ai venit cu taică-tu? Mi-a zis, ce nu mi-o nevastă la conferință? Acolo întreabă dacă o mărs cu taică-tu, mă duc cu ea în Republica Moldova și cu fata, un frate, ce bine că a venit fratele lui cu fetele la noi, mă duc în altă parte la biserică, păstorul, ne bucurăm că fratele Iuca și sora Didina la noi, o soră în vârstă, nu știu, ori nu a văzut bine ceva. Ce bine că a anunțat că e cu nevastă, am crezut că e cu fiică sa. Păi fratele, rab și eu că le rab, dar nu mai pot, adică o fie a mea, o iubesc, dar acum prin harul Domnului mai îmbătrânește-o leacă și ea. Aleluia, îmi place, da. Da. Bun, vă mulțumim frumos pentru răspunsul. Le-ai zis pe tatea sau ai tăiat tu? Mai este acum, da, e ok. Mai este una? Nu, e ok, s-a rezolvat. S-a rezolvat. Era a ta și... Nu. Bun, deci, la final. Da, acum voi știți că asta a fost așa pentru seara asta până se cocovrigi. Adresa mea de e-mail, teoretic, este pe fiecare carte. Sunt două adrese de e-mail pe care le citesc și răspund. Nu mă deranjează nicio întrebare. Răspund doar cât mă ajută Domnul în lumina Sfintelor Scripturi. Încerc să fiu onest cu voi. La unii s-ar putea chiar să vă dau ceva de citit și că am zis undeva prin întunericul de afară unde o să fie lumină, o să fie o masă cu cărți, cu broșuri. Dacă credeți că vă interesează ceva pe voi sau pentru alții, luați ce credeți voi. Prețul este cel pe care îl hotărâți voi. Dacă puteți pune ceva în cutie să tipărim și pentru alții, e ok. Dacă nu, e o haș, adică o cea harașo, dar e tot bine. Și cam asta este. Dar partea de încurajare, ascultați-mă, noi ne uităm la oameni din Biblie, ne uităm la poate alții din trecut, care au avut parte de mila lui Dumnezeu, i-a călăuzit Dumnezeu, i-a păzit Dumnezeu. Ne întoarcem la ideea noastră, Timotei păzește, dar noi nu suntem singuri. Dumnezeu chiar este de partea noastră. Și dacă noi suntem sinceri și noi vrem să fim în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu chiar ne va ajuta, că este interesul lui, că suntem copiii lui. Important este să încercăm noi să fim serioși cu Dumnezeu și sinceri. Când suntem varză, să nu ne dăm varză creață, să spunem, Doamne, aici sunt, ajută-mă, când sunt bine să-i mulțumesc pentru ajutorul lui. Și când discut cu părinții, eu le spun așa, Dumnezeul care a avut milă de noi va avea milă și de copiii noștri. Și Dumnezeu ne poate ține pe cale, Dumnezeu ne poate ajuta să gestionăm bine sentimentele, mintea, sănătatea, toate celelalte, dar ce ne pune El la dispoziție,
cum le numesc eu, mijloacele Harului, cuvântul lui Dumnezeu, părtășia frățească, părtășia Sfinților, astea trebuie folosite. Deci Dumnezeu îi ajută pe toți, dar nu suportă puturoșii, rob, viclean și leneș. Ăștia, în traducerea modernă, ar fi șmecheri și puturoși. Pe ăștia nu iubește Domnul. Și ar fi super dacă și voi tineri v-ați ajuta unul pe altul. Că poate voi, nu știu, așteptați să vă ajutăm noi, dar eu cred că și voi vă puteți ajuta. Și ajutați-vă nu la păcat, ajutați-vă la lucrurile frumoase. Iar dacă un băiat îți cere adresa de e-mail sau nu știu ce, sau o fată, ar trebui să zici aleluia și primul mesaj să fie, fii atent, apropo de chestia în seara asta. Eu am ca obiectiv să-mi păstrez următoarele chestii. Sper că mă vei ajuta. Eu vreau să-mi păstrez bunul simț, eu vreau să-mi păstrez numele bun, adică să fiu punctual întotdeauna, să nu mă vadă lumea cu tare, să ia mâna că ți-o bag în ghips cu tare, adică, da, îi spui, vreau să mă păstrez curat și îi spui la fată, bă, când te îmbraci în felul ăsta, bagi toate boalele în mine, numai la curăție nu mă ajut. Și fata pricepe și se îmbracă altfel. Dacă nu se îmbracă altfel, o schimbi. Te schimbi tu, nu știu, na. Am zis bine? Perfect. Bun, mulțumim.